Uite tot felul de întrebări, dacă nu mi se pare că Viorel se uite la Adina sau la Gabriela. Și, și sunt întrebările. Păi, nu ați observat că în seara aceasta există un complot între băieți ca să-l aducă mai aproape de Adina. N-ați văzut că la un moment dat în timpul dansului Valentin l-a luat pe George de unde era și l-a așezat lângă Adina și a făcut el perec, perechi, perechi, așa. Despre asta este vorba și Viorel și uh, Valentin și majoritatea... Uitați aici, Valentin l-a luat pe George, era lângă Viorel, l-a luat și l-a așezat lângă Adina și a făcut el așa pe pere perechi să danseze. În timpul dansului, când dansau acele... Uh, când erau în mijlocul acela, știi, și intrase între cineva în mijloc să danseze... Ați văzut când, pe versurile melodiei și Gabriela s-a uitat la George și gen îi arăta că și el s-a întregostit și Roxana la fel. Deci cam asta este. Stați liniștiți că toată lumea e la locul lui. Fiecare sunt cuplu, cuplu, așa cum îi știți. Doar că băieții, Valentin, George, Paul, și Viorel vorbesc de ceva timp despre apropierea asta lui George față de Adina și oarecum în seara aceasta încearcă să îi apropie mai mult sau, nu știu, să-l ducă pe George undeva în zona ei, nu știu, și-au -și curtea asta de ale lor. E păcat să vorbiți despre ei la modul acesta, la cât de frumos au distrat și cât de, cât de bine se înțeleg. Sincer, m-au uimit în seara aceasta, chiar s-au distrat superb, sincer. Mai frumos ca la nuntă, vă spuneam și mai devreme. Sper să o țină tot așa și să avem seara aceasta la fel de frumoasă iar după petrecere să auzim uh, numai uh, lucruri frumoase. Aici era un vers ceva că ești îndrăgostit, uita și Roxana i face cu mâna gen că e îndrăgostit de Atina. Astea sunt joculețele în seara asta, da.